În primul rând, la Broșteni veniți să vă bucurați de liniște, dar și de frumusețea naturii. În acest weekend am dat check-in în orașul Broșteni, la granițele județelor Suceava și Nant, unde copiii dau binețe chiar dacă nu te-au văzut niciodată până atunci. Sunt zilele orașului Broșteni. În orașul Broșteni, la granițele județelor Suceava și Nant, oamenii locului, dar și turiștii prezenți, au participat la activitățile organizate de administrația locală cu ocazia zilelor orașului. Broștenul a petrecut două zile, iar cântecul, jocul și voia bună au fost ingredientele de bază care au contribuit la reușita evenimentului. Spre deosebire de anul trecut, așa cum menționați și dumneavoastră, avem două zile de spectacol, multe surprize, artiști cu nume și renume, după cum s-a putut vedea și din afiș și din programul de desfășurare a zilelor. Avem pe Nelu Vlad, avem pe Dan Ciotoi, avem pe Ionel Tudorache, avem pe Ionuț Galani, pe Harry Gromoșteanu, artiști de muzică populară, Alexandru Brădățan, Andrei Balan, doamna Dana Dăncilă, și surprizele continuă cu ansambluri, avem trei ansambluri, plus interpreții locali. La ziua orașului Broșteni au fost prezenți politicieni din cadrul Consiliului Județean Suceava, dar și primari din comunele învecinate. Sunt aproape de primarul de aici, domnul Hurjui, pentru că Broșteniu are nevoie de investiții multe. Cred că pe turism este o șansă frumoasă, mai ales că și Transrarău este foarte aproape, dar și frumusețile de pe Valea Bistriței cred că nu sunt puse suficient în valoare. Neagra Broșteniului, avem un drum pe care îl întreținem și este o zonă foarte frumoasă din România, va fi cât de repede deschis spre Ardeal și drumul de la Bilbor, care dă și o altă perspectivă, cumva sunt șanse frumoase de ieșirea din izolare a Broșteniului. Turismul, da, bine spus, mai puțin dezvoltat, dar să știți că trăim într-o zonă, cum îmi place mie să spun, și într-o zi sper să fac eu un brand din verdele de Broșteni. Să știți că este o zonă cu un potențial turistic uriaș. Iar datorită lucrărilor de infrastructură care s-au făcut în ultimii ani, pe Transrarău și peste pasul Puzdra, vreau să vă spun că cel puțin două luni pe an, spre trei luni, la noi ar mai trebui măcar 200-300 de locuri de cazare. Este o zonă centrală, o zonă din care se poate evada, să spunem, în 50-60 de kilometri turismul ăsta de o zi. Și asta se întâmplă la noi. Oamenii se cazează o săptămână și zilnic pleacă în altă regiune. Într-o zi la Târgu Neamț, într-o zi la Cheile Bicaz, într-o zi la Vatra Dornei, într-o zi la Câmpul Lung. Și se întorc seara aici, a doua zi pleacă din nou. O zi deosebită, de altfel ca și comunitatea din Broșteni, o comunitate de care sunt apropiată, pe care o văd des și mă bucur că și astăzi, zi de sărbătoare, am avut ocazia de a fi alături. Este zona pe care o, de altfel, o și reprezint în Parlamentul României, iar apropierea de orașul Broșteni a fost încă din 2016. Sunt alături de comunitatea locală, de primar, de-a lungul timpului, de primarii care s-au succedat de-a lungul timpului, pentru că nu mi este indiferent ce se întâmplă cu această comunitate care are nevoie de sprijin. Sunt încântat că am reușit să ajung la timp, că au fost mai multe evenimente și la Vatra Dornei, dar împreună cu vicele le vom duce la bun sfârșit și le dorim tuturor o distracție plăcută pentru ziua de azi. Le urăm și noi la mulți ani broștenanilor și de aici și de oriunde din lume, pentru că știm că sunt foarte mulți plecați peste hotare. Se pare că cei de aici au noroc de o zi superbă din punct de vedere a vremii. Am înțeles că așa va fi și mâine. Se așteaptă un aflux mare de populație din Broșteni la scenă, atât astăzi cât și mâine. Încă o dată le spunem la mulți ani, petrecere frumoasă și să dea Dumnezeu toate cele bune. Am venit la Broșteni să aduc salutul locuitorilor comunei Șarul Dornei față de orașul Broșteni, că este un cadru minunat, deci ne simțim foarte bine aici la Broșteni. Suntem în localități, chiar dacă nu prea învecinate, să spunem așa, distanța dintre centrul Broștenului și centrul comunei Șarul Dornei e destul de distanța e destul de mărișoară, dar noi suntem totuși vecini. Avem un hotar care ne unește. Din punctul meu de vedere și nu numai, lucrurile funcționează destul de bine, administrația publică locală funcționează foarte bine, mult mai bine decât acum, iar în ceea ce privește proiectele, ne mândrim cu 16 proiecte, dintre care cel puțin 12 semnate. Suntem la stadiu de obținere a vize și de la unele dintre ele în faza de scoatere la licitație.
Primarul orașului Broșteni este probabil primul edil care de ziua orașului s-a plimbat prin mulțime, a salutat pe toată lumea și s-a comportat exact așa cum face în fiecare zi, fiind considerat de cetățeni drept unul de-a lor. El face ceva, treabă bună și frumoasă, să vă dea Dumnezeu sănătate și Broșteni să meargă cu PNL-ul, că așa este frumos, să trăiască primarul nostru. Ce a făcut domnul primar? A făcut ca Broșteniu să fie pentru Occident, încet, încet, crește ca în Occident, curățării de asta de gunoaie făcute ca în Occident, frumos tot, bravo lui, să-i dea Dumnezeu sănătate. Bravo. Sunt din Broșteni, da, dar am plecat foarte mult timp din Broșteni. Și cum vi se pare așa? Frumos, frumos la primul impact. E frumos, în primul rând că e multă lume, e cald, se stă bine, e frumos. Domnul primar, cam deodată, încet, încet, toate se poate face, da? Da, guvernator e mare. Nu mai vorbim de prefectul de Suceava, că e în zonă, domnul Flutur, toți fac datorile față de ce trebuie să facă. Tineretul ce pleacă din România? Aia e întrebarea mea. Eu ce am plecat din România? Lucram la poliția la Timișoara, nu? Ce am plecat? De bine? Corupția. Trebuie să dispară. Voi tineretul trebuie să știți că voi sunteți viitorul. Astăzi la noi, în Broșteni, ziua orașului și s-au adunat toate oficialitățile comunii, frumos. Am așteptat ca în fiecare an domnul primar s-a ocupat și a făcut ceva. Astăzi, mâine, numai așa, ne mai adună lumii, mai uităm de necazuri, de probleme, de greutăți. Zic și eu că așa e frumos și bine. Am fost plecată, dar a venit înapoi, nu-mi pare rău, pentru că cum e timpul ăsta la o zonă, cum se spune, aerul la noi, ca la noi, nu peste tot, ca la munte, apa bună și cine îi fac și eu, are un bănuț, se descurcă. Ca peste tot. Nu-i așa? Sunt cu toți invitații care îi vedeți aici, în frunte cu președintele Consiliului Județean. Noi, bună dispoziție și așteptăm. Așteptăm distracția. Sunt zilele orașului Broșteni. Bravo, și tu ești din Broșteni? Da. Da? Și ai venit să te distrezi? Uh-huh. Pentru ce ai venit? Ce-ți place cel mai mult? Să-mi dau pe tobogane. Da? Și să-mi iau chestii. Ce ți-ai de obicei? De obicei mi-au înghețată. Pe lângă frumusețile naturii, Broșteniul are oameni primitori și gospodari. Își așteaptă turiștii pentru a-i găzdui și pentru a-i ospăta cu cele mai gustoase bucate specifice zonei. Am pregătit balmăș, a venit cu cașcaval, cu urdă, cu caș. Așa și ultima era să uit, miel înjântuit. Acela pentru... cum îl facem? Jântuitul... reiese din, prin frământarea brânzei după ce e stoarsă, se frământă brânza, cașul ăla dulce, se frământă și iasă un lapte aproape ca smântână. Și ăla pus la fier și când fierbe, pui mălai și după ce, când învârți așa, când se face, începe să îngroșa, îl ieși până ce începe a lăsa unt pe margine. După aia se pune cam 30% caș dospit și iasă balmul ăsta care când îl mănânci, adormi pe loc. Te apucă somnul. Hai că încet, încet o să gândați din ce în ce mai tare. Am vrut și am cântat, am rupt pământul. Cred că pentru prima dată și sunt plăcut impresionat, nu numai de cadrul natural în care mă aflu, dar și de primirea pe care am avut-o în frunte cu domnul Flutur. S-au bucurat că am ajuns aici, noi ne bucurăm la rândul nostru că am ajuns aici și sper să se bucure și cei care vor asista la concertul nostru. Ce am eu pregătit, e totdeauna pregătit. Eu nu pot cânta în niciun concert fără să-mi aduc șlagările pe care le-am creat în 45 de ani și pe care le știu până și copiii și le așteaptă cu drag. Dacă au trăit, dacă au trăit atâția ani, eu cred că o să mai trăiască și după noi. Păi chiar mă gândeam să vin în mod particular, să petrec aici câteva zile, că am auzit că aveți niște puncte turistice deosebite, pe care eu n-am timp să le văd acum, că mâine plec în altă parte, dar vreau să vin aici pentru că eu din anii de liceu vizitez Suceava și mai ales Bucovina și nu mă satur niciodată.
Iar dacă vremea trece ca un fum, eu parcă tot te văd venind pe drum.